Trăiește smart cu Adina Halas la Smart FM. Vom vorbi astăzi despre schimbarea implanturilor mamare și am apelat pentru acest subiect la prietenii mei de la Soma Clinic, doi medici cu experiență și oameni extraordinari. Am să vi prezint pe rând, am să încep cu doamna, bineînțeles, din ecuație. Nico Ferrariu este medic chirurg în cadrul Clinicii de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă a Spitalului Clinic de Urgență București și dacă numele ei vă sună cunoscut din media, aflați că a realizat și prezentat emisiunea medicală Medici de Gardă, difuzată de către TVR. De altfel, este și specialist în cardiologie, doctorand cu peste 14 ani de experiență în spitalele universitare de urgență din București, autoarea unui registru național de afecțiuni de cauză genetică și alături de noi se află în studio și doctorul Khalid Al-Falah, chirurg cu 15 ani de experiență în chirurgie plastică și estetică, autor și coautor a peste 20 de lucrări științifice comunicate sau publicate, cu peste 4.000 de intervenții chirurgicale în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Floreasca a București, în MedLife și nu numai, motiv pentru care am ales să discut acest subiect cu invitații mei de astăzi. Bine ați venit în primul rând, mă bucur că sunteți aici. Bine te-am găsit. Spuneam că este un subiect greu pentru că toată lumea este obișnuită să vorbească despre implanturile mamare, însă mai puțin se vorbește despre schimbarea implanturilor mamare. Pentru că se crede, și vreau să știu dacă este adevărat, că atunci când ți-ai pus implant în zilele noastre, acestea sunt garantate pe viață. Cu toate acestea, ne arată practica faptul că acestea trebuie schimbate după o perioadă de timp. Este așa sau nu? Și da și nu. Companiile serioase producătoare de proteze mamare oferă aceste garanții. Numai că aceste garanții se referă la integritatea protezei, nu se referă la evoluția acestor proteze în corpul omului. Și atunci, da, ele sunt garantate dacă se sparge proteza, dacă se rupe, dacă are un defect de construcție, atunci producătorul oferă, sau cel puțin producătorii serioși, oferă în schimb alte proteze. Evoluția protezelor în sânul pacientei diferă și în funcție de pacientă, în funcție de norocul ei, de calitatea ei, de înzestrarea ei genetică și stilul ei de viață. Și să detaliem, probabil, dacă vreți. Operațiile de implant mamar au devenit o practică din ce în ce mai răspândită la noi în România în ultimii ani, zic bine? Mă înșel? În ultimii ani. Acum 20 și ceva de ani nu prea auzeam la noi că cineva își pune silicoane. Hai să zicem de vreo 15 ani încoace, au fost niște începuturi mai timide, așa, sau erau prea puține, dar în ultimii ani, într-adevăr, este un boom al acestui fenomen. Deci, cumva, acum, zilele noastre, anii aceștia, de un an, doi, trei, începem să vorbim despre faptul că cele care și-au pus acum 15 ani, aproximativ, implanturi, încep să se gândească la schimbarea lor. Da, multe cumva dintre ele, da. După cât timp se schimbă implanturile? Și de ce depinde schimbarea acestor implanturi? Păi, protezele mamare se schimbă fie din cauze medicale, fie din motive personale sau cauze estetice, să zicem așa. O pacientă cu proteză mamară de mai mulți ani poate dezvolta o contractură capsulară. Este o complicație pe care orice pacientă cu o intervenție la nivelul sânilor, augmentată mamar, o are în vedere și știe, pentru că i s-a explicat preoperator acest lucru. Și atunci, dacă se dezvoltă această contractură capsulară, atunci cu siguranță va avea nevoie de o reintervenție la un moment dat, în funcție și de gradul acelei contracturi, cât de mult deformează, cât de mult o jenează și o supără. Rata contracturii capsulare în ultimii ani a scăzut. A scăzut pentru că producătorii au tot lucrat la învelișul protezei, la tipul de înveliș al protezei, tipul gelului, tehnicile chirurgicale s-au tot încercat, s-a modificat, s-a ajuns. În general, toți chirurgii care pun proteze mamare știu că folosesc intraoperator mănuși fără talc, s-au încercat să se spele cu diverse soluții, cu diverse medicamente, substanțe, ca să eviți sau să scazi rata de contractură capsulară. Să poți da garanții că nu există contractură capsulară ar însemna să fii neserios.
Este imposibil să faci lucrul acesta. Nu poți să dai această garanție nimănui. Au apărut acum pe piață unele proteze care ar da o rată de contractură capsulară mult mai mică, una la 5800 de cazuri sau ceva de genul acesta. Tocmai a apărut studiul cu câteva săptămâni. Deci da, poți să ai o rată mai mică de contractură capsulară, dar nu poți să oferi niciodată garanția că ea nu va apărea. Până la urmă, este un lucru firesc, ai un corp străin introdus în sân, organismul nostru îl învelește, îl izolează, pentru că îl percepe ca pe un corp străin și la unele persoane acest răspuns este exagerat, exacerbat. În loc să fie o peliculă fină de 1 mm, 1,5 mm, poate să ajungă și la 3, 4, 5 mm în unele situații și atunci, evident, devine și dureroasă și inestetică pentru că distorsionează proteza și automat și forma sânului. Celălalt motiv pentru care te poți adresa după o operație de augmentare mamară este faptul că nu mai ești mulțumit de cum arată, de cum au evoluat. Protezele mamare la noi în țară, cred că în proporție mai mare de 90% sunt poziționate în spatele mușchiului pectoral și atunci glanda mamară își continuă evoluția într-un mod separat în realitate. Pe măsură ce îmbătrânim, cantitatea de colagen sau calitatea colagenului din corpul nostru devine una mai proastă, fibrele de elastină se rup și atunci, evident, poate să apară și acea lăsare a sânilor sau toza mamară. Gravitația își face treaba în continuare. Oscilațiile de greutate, care sunt un mare dușman al nostru, tot așa pot să cauzeze. Și atunci multe paciente vin că s-au mai lăsat sânii sau vin că își doresc un sân mai mare. Vreau să știu dacă există ceva ce putem face pentru a păstra implanturile într-o formă mai bună cât mai mult timp posibil, cât mai mulți ani. Cu siguranță există. Trebuie să fim atenți, foarte atenți la regimul nostru alimentar și la calitatea vieții pe care o avem. Adică, cum v-am mai spus și un pic mai devreme, oscilațiile de greutate sunt dușmanul nostru cel mai mare. O oscilație de greutate între 3, hai să zic, poate un maxim de 5 kg, dar mai degrabă într-un 3 kg, tolerează corpul uman. Oscilațiile mai mari pot să-și lase amprentă și asupra formei sânilor. M-am îngrășat și am slăbit sau am slăbit și după aceea m-am îngrășat. Și evident, contează și de la ce pornești. Dacă ai avut un panicul suficient, o glandă mamară suficientă, nu toate pacientele sunt la fel. Unele au un panicul adipos, o glandă mamară mai bine dezvoltate, altele nu au acest noroc sau nu au deloc sân. Și atunci toate aceste lucruri diferă. Dar evident, oscilațiile de greutate sunt pe locul întâi dușmanul nostru și trebuie să înțelegem o chestie, că un lucru și anume că un sân mare automat la un moment dat va cădea, se va lăsa. Cu cât sânul este mai mare, mai devreme sau mai târziu se va lăsa. Nu, că să împiedicăm acest lucru sau să întârziem acel moment pe cât se poate, este foarte important să-l ajutăm, să susținem acest sân. Și ajutăm folosind bustiera. Acea bustieră care toate pacientele au purtat-o post-operator. Acum, noi recomandăm, în funcție de tipul protezei și tipul intervenției chirurgicale, această bustieră o putem recomanda, să zicem, 6 săptămâni, o lună, 2 luni, 3 luni. Dar regula de aur, indiferent de tipul protezei pe care îl are pacienta, este în momentul în care stau în sânul familiei, în intimitatea mea acasă, să port o bustieră pentru că mă ajută. Când merg la sport, cu siguranță este obligatoriu să am bustiera. În momentele în care mă duc la muncă, atunci un sutien, dar care tot așa să susțină. Cu susținere mare. Și în momentele în care vreau să fiu elegantă și am un eveniment, nu se întâmplă nimic, nu se supără nimeni dacă merg fără sutien 4 Vorbim ore de câteva pe zi. Ore. Da, câteva ore pe zi. Dar în timpul nopții, purtăm bustieră sau nu? De cele mai multe ori este incomod în timpul nopții și atunci răspunsul este nu portiem în timp. În perioada de convalescență, imediat după operație, da, dar vorbim de pacientele care au implant mamar de mulți ani, nu mai poartă noaptea.
Există și poziții de somn pe care noi trebuie să le evităm după aceea, după ce am făcut această operație de implant mamar? Nu există. La distanță după operație, nu. În primele zile sau în perioada de convalescență, primele săptămâni, probabil că dormitul pe o parte jenează, supără. Am câteva prietene care își doresc foarte tare această operație și care mi-au zis că teama lor cea mai mare este că nu vor mai putea dormi pe burtă. M-am amuzat, într-adevăr, dar voiam să știu dacă este adevărat. Nu, deci, nu este după adevărat. După ce trec câteva luni, putem sta liniștiți. Sigur. Înțeleg. Am observat, eu fiind femeie, normal, mă uit la alte femei, observ anumite lucruri pe care poate domnii nu le observă la femei în general, așa. Nu specialiștii. Și am observat că în anumite poziții, uite, la mare, spre exemplu, remarcă o femeie care are implanturi, se apleacă, să-și ia prosopul, observ niște cute inestetice, le văd. De ce se întâmplă lucrul acesta și mai ales poate fi evitată povestea aceasta? Da, din păcate, cutele pe care le observați sau fenomenul acesta se numește rippling. Apare pentru că proteza mamară, care este un petec, o bază, un înveliș și un gel în interior, se cudează. Și este normal în momentul în care o pacientă se apleacă, baza sânului se îngustează, și atunci automat strânge, ieșe ca și când ați strânge o pungă în mână. Și atunci apar acele cute inestetice. Cu cât pacienta are acel panicul adipos mai mic sau glanda mamară mai lipsă, mai puțină, cum vă povesteam mai devreme, cu atâta se va vedea mai mult acest tripling pe lateralul sânului sau pe interiorul sânului. Deci cu cât pielea este mai subțire sau tamponul între proteză și suprafață este mai mic, apar aceste cute și se numesc rippling. În general, trebuie să te orientezi sau să alegi gelul potrivit al protezelor pentru pacienta potrivită. De aceea sunt mai mulți producători și mai multe tipuri de proteze. Acest gel este un gel coeziv și gradul de coezivitate și de autoaderență la el însuși diferă de la un tip la altul de proteză sau în cadrul acelui producător are mai multe proteze. O proteză rotundă poate avea un gel mai puțin coeziv, o proteză anatomică poate fi umplută cu un gel mai adeziv, mai aderent. Deci până la urmă aici vorbim despre maestria specialistului de a alege pentru tine ca și pacient ceea ce tu ai nevoie pentru ca aceste efecte inestetice să fie diminuate. Da, dar nu în totalitate, pentru că într-adevăr trebuie să știi să alegi o proteză corectă pentru acel corp sau pentru acel sân, atâta tot că de multe ori nu ai încotro. Orice ai pune, un sân foarte subțire, o piele foarte subțire și cu lipsa aceea de grosime, va duce la acest risc și, în general, îi se explică pacientei și își asumă acest lucru și îl înțelege. Nico Ferrariu are ca primă specializare cardiologia și aș vrea să știu cum este să faci trecerea de la reparat inimi la partea de estetică și chirurgie plastică. Este inedit. Eu am făcut această schimbare destul de lejer, pentru că de fapt visul meu în tinerețe și în adolescență a fost să fac estetică. Acum, de ce am ales cardiologia? Am ales-o din ego, n-am avut niciodată o jenă în a recunoaște acest lucru, pentru că întotdeauna mi s-a părut că un doctor adevărat salvează vieți. După ce mi-am demonstrat că pot face acest lucru și atunci n-am mai avut această barieră a ego-ului, am decis să-mi urmez visul și schimbarea a venit natural. Odată ce am decis această schimbare, eu am renunțat la vechea mea specialitate și mi-am închis toate portițele. Și asta ca să-mi dau voie să am succes în această nouă carieră. Să te dedici total. Da. În zona și aceasta. Cred că marele meu noroc, și am să spun asta până când îmi voi încheia cariera, a fost că l-am cunoscut pe doctorul Haled la Floreasca. Și după o perioadă în care am tatonat colaborarea, pentru că eram omul nou și întotdeauna trebuie să demonstrezi că vrei să muncești, că poți să muncești, că ești dispus să faci asta, am reușit să stabilim o colaborare foarte frumoasă și sunt foarte mândră de asta. Care s-a concretizat în această clinică foarte frumoasă pe care voi o aveți, Soma Clinic. Da.
Trăiește Smart cu Adina Halas la Smart FM.